mulțumesc că ați onorat această întâlnire a noastră, care sperăm să devină tradițională. Curte Turist, care, după cum știți sau poate că știți, aparține Asociației Măgura, care este persoana juridică. Despre Clubul de Turism pot să spun un lucru bun, că s-a reușit amenajarea unui sediu care ne-a unit și mai mult, iar și de asemenea s-a făcut întreținerea cabanei din Poiana Trandafirul. De asemenea, anul acesta mai avem și două ediții jubiliare, odată la Cupa Măgura, ediția 2030-a. Și Floarea de Colț, care astăzi, iarăși anul acesta, ajunge la 25-a ediție. Am considerat, în calitate de președinte al Asociației Măgura, am considerat că activitatea conducerii clubului de turism a fost foarte bună, să împlinesc niște diplome din partea Asociației Măgura pentru toată această conducere. Încep cu Marius Ilieș, președinte. Lupia Traian, vicepreședinte. Diploma este pentru meritele deosebite în conducerea Clubului de Turism Alpin Măgura. Domnului Lucian Cristian, vicepreședintele CTA Măgura Cizneriei, tot pentru meritele deosebite în conducerea clubului. Și domnișoarei Ionescu Angela Maria, secretară a CTA Măgura Cizneriei, tot pentru meritele deosebite. Și acum o să dau cuvântul președintelui Clubului de Turism, domnului Marius Ilieș, care va spune el despre activitatea pe care au desfășurat-o acest club de turism. Mulțumesc, Nicu! Bună seara tuturor și bine ați venit la o aniversare în 9 an. Activitatea clubului pe 2011 a constat în competiții, organizări de ieșiri. În concursuri la care am participat. În ianuarie, Clubul Turistului, în care am obținut locul 3 la general, mențiune la cultural, locul 2 la proba teoretică, locul 2 la creații montane, locul 2 la orientare. După care s-a participat Lira Diantus în decembrie, unde am luat locul 1 la orientare, locul 2 la recunoașterea imaginii și locul 2 la proba surpriză. 3, de fapt, 3 evenimente. A fost aniversarea 30 de ani, Cupa Măgura, ediția 29 și Floarea. Și cu aceasta am încheiat și această festivitate. Mă dor și picioarele, măi, cum o scoate brun.